Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, în această după-amiază povestim cazul absolut halucinant al unui bătrân din Buzău, surdomut, care a fost internat la Săpoca și tratat ca nebun, extrem de violent, doar pentru că vroia să-și folosească mâinile, să-i explice prin semne asistentelor ce problemă are. A fost legat de pat, a fost ținut nemâncat zile întregi. Din fericire, a fost scos din spitalul de la Săpoca. Vă cerea cu insistență în momentul în care v-ați dus la Săpoca să-l luați acasă, da? Să nu de acasă, asta este. Da. Și l-ați luat. Da. L-am luat, numai că după ce am ajuns cu el acasă, deci după ce am ajuns acasă cu el și am mâncat singur. Cum mânca? Eu am rămas absolut mânca, uimită când l-am văzut. Deci avem înregistrarea. Parcă am prevăzut că s-ar întâmpla ceva și chiar am rugat pe domnul interpret să filmeze. Că nu știu, cred că Dumnezeu mi-a spus, vezi că s-ar putea să întâmple ceva grav. Așa a fost să fie. Și după ce am mâncat, i-am spus, stai cu minte în pat, nu încui ușa, că mâine dimineață venim la tine să mergem la doctor, la asistență socială, fiind un caz sociomedical și cu probleme de sănătate și surdomut și simțeam că are nevoie ca să ajute cineva. A rămas că doarme, liniștit și nu încuie nici poarta și nici ușa la cameră, nu le încuie. Acum, povestea este foarte surprinzătoare, pentru că eu, următoarea zi, mă pregăteam să-i fac un piure de cartofi și cumpărasem ceva friptură, zic să-i o toc bine ca să-i o amestec cu piureul. Pentru și să-i că așa cum glumește un ceai... el, i-a furat cioara dinții. Da, da, da. Un ceai cald. Dar el spunea că cioara i-a furat dinții și că nu poate să mănânce. Zic, hai să-i toc să mănânce bine. Aproximativ ora 8 dimineață sună domnul interpret autorizat, domnul Doru Dumitrașcu, și spune, doamna Ionica Tarău, da, zice, să știți că am trecut din voce, l-am simțit, am crezut că l-aș fi găsit mort. Zice, să știți că l-am găsit jos pe bătrân, în ușă căzut. Am zis, ajung cât pot de repede, dar zic, mai repede, 30 de minute n-ajung. În acel moment mi-a trecut prin cap, având o colaborare și am să repet de fiecare dată, chiar dacă au fost discuții împotrivă sau ne-am judecat la tribunal cu primăria din Buzău, pot să spun liber că am trimis un mesaj, nu știam unde ce să fac, ca să fie ajutat acest bătrân care îi se furase banii pentru lemne. Și am zis, cum să fac, că trebuia să ajung și la el să nu moară și la primărie să-l salvez. Am scris un mesaj, mi s-a răspuns că trebuie făcut un dosar pentru a fi ajutor de urgență, fiind o persoană singură și bătrână. Și am fugit la el. Am vorbit cu doamna director de la asistență socială, cu doamna director Ducuz, a trimis repede o echipă. În același timp a venit și poliția, pentru că eu m-am speriat, trebuia să discut cu un sectorist, să văd dacă doamna de la spital a discutat cumva cu sectoristul, adică trebuia să aflu toate datele, să știu despre el. Nu discutase nimeni de la spitalul Săpoca cu sectoristul. Nu discutase, pentru că domnul sectorist mi-a spus între timp, nu m-a sunat nimeni, doamnă, n-a discutat nimeni cu mine. Și atunci, în acel moment, am ajuns repede, dar în drumul meu mai aveam 3 surzi la 23 august la policlinică care mă așteptau în față, că nu știam ce se întâmplă cu bătrânul. Ia-i și pe cei 3, ia-o și pe mama la acelui surd, ia-i pe toți în taxi și direcția am coborât, când ne-a văzut lumea acolo, că am coborât 3 surzi, 2 doamne, hai repede să vedem ce facem. Vreau să vă spun că m-am speriat, adică omul era confuz și mi-a spus... Cheile, Mihai. Deci l-a văzut pe Mihai, l-am adus, l-a văzut. Fiul meu este foarte prietenos și comunicativ și glumeț și este mult mai bun, aș spune, la inimă decât mine. Iubește bătrânii și este foarte atent cu ei și generos. Cheile lui Mihai, buletinul lui Mihai. Acolo mai erau, repet, alte 2 persoane surde, nu le dau numele, plus copilul meu. A venit ambulanța, îi mulțumesc pe această cale doamnei doctor Proteanu, este a doua oară când salvează o altă persoană surdă dintr-un caz așa de grav. Deci echipa de la ambulanța Buzău a fost extrem de bine dotată, pregătită, profesional. Mi-a spus de semne că, deci la prima vedere era clar, murea.
După aproximativ, să zic așa, o oră, poliția, asistența socială, echipajul de la salvare, surzii, mama acelui tânăr surd, toată lumea acolo, am închis ușa, l-am urcat în salvare și am mers la Spitalul Județean în Buzău. Când a început să deschidă ochii și mi-a văzut fața, parcă îmi cerea să-l ajut și să nu-l las singur. Deci se vedea iar în spital, iar în salvare și neajutat. Din acel moment... Și până acum jumătate de oră când Când am venit aici, cei care sunt angajați și lucrează în Spitalul Județean m-au văzut. La început poate au fost surprinși, nu știau ce caut eu acolo. Dar o persoană care niciodată nu a mers la medic, care nu cunoaște aparatura de acolo, de ce îi se ia sânge, care nu știe ce se întâmplă cu el, are nevoie de o comunicare prin semne permanent până este el sigur pe el că nu îi se poate întâmpla nimic rău. În prima zi, în a doua zi, în a treia zi, în prima zi... Noaptea ați stat la spital, iar noaptea ați plecat la spital la București. La București, l-am însoțit. Aș vrea să mulțumesc echipei doctorul Popescu de la neurologie și domnul doctor Zecan, doi medici care au fost foarte atenți și dimineața când ne-am întors de acolo cu pul și doamna care a fost pe salvare, Simona din acea noapte, o femeie extraordinară. Deci am întâlnit persoane cum foarte rar întâlnești. Deci vă spun sincer, Dumnezeu a făcut în așa fel încât această persoană bătrână să fie salvată. Deci doar Dumnezeu și oamenii aia care și-au dat toată silința. Cu siguranță acum pot să spun că a fost el, deci a avut susținerea comunicând, văzându-mi mimica, tot timpul i-a spus fii cu minte, o să te faci sănătos, nu știa unde este, era speriat, să uita, nu știa ce se întâmplă cu el. Își mulgea efectiv perfuziile, da, pentru că nu știa da, de ce da, sunt da, puse. Da. Chiar într-una din serii eu am declarat pentru că nu înțelegea ce-i cu perfuzia și mereu îi picura de acolo și nu înțelegea ce. Și am spus, vă rog, semnez, îl legați de ambele mâini ca să doarmă liniștit, nu cumva noaptea să-și scoată ceva de acolo. Eu, așa, a doua zi mi-a spus, da, cap deștept, eu ner, și trăgea de acolo și acum bine, mă simt mai bine, da, nu mai amețesc. Deci medicația care a fost oferită și tratamentul care i s-a pus la dispoziție, atenția toată a fost una, pot să vă spun, de nota maximă 10. Inclusiv doamna doctor Negoiță este impresionată de evoluția lui. Da, de toți medicii, vreau să vă spun, toată lumea. Nu vreau să intru în alte probleme personale, nu vreau să le dezbatem în această seară. Am dorit să răspund invitație să particip la această emisiune pentru că am suferit foarte mult când am văzut că o persoană care nu poate comunica cu voce, care niciodată nu a mers la doctor sau într-un spital, este legată de mâini și ca suferința, deci trauma care a fost produsă, mie personal mi-a trebuit aproape și în continuare o să mă întrebească timp ca să pot să-i dau încrederea că nimeni nu o să-l îmi spunea că îl otrăvește, că e o travă. Deci ajungea să nu mai mănânce nimic, să uita în tot ce îi dădeai. Alt motiv pentru care noi povestim toate lucrurile astea aici, în această după-amiază, este că poate data viitoare nu se va mai întâmpla așa. Nu știu, eu cred că autoritățile, pentru că am avut și o discuție, cunoașteți cei din presă, domnul prefect la prefectura, domnul prefect al Buzăului, a informat. Deci le-a spus deschis autorităților și noi la rândul nostru am informat primăriile să ne spună localitățile unde sunt grupuri de surzi, să putem să-i ajutăm, să le dăm informațiile, să știe ce au de făcut. Adică eu și astăzi discutam cu o persoană din România, din alt județ, să nu dau nume, de ce la Buzău se întâmplă. La Buzău autoritățile au văzut an de an, din 2007, de când am început să traducem puține cuvinte pentru surzi. Au urmat multe întâlniri cu autoritățile, am avut multe dezbateri, chiar și pe regiunea sud-est, deci pot să spun că în Buzău, acum, este nevoie ca inspecția socială să controleze
toate autoritățile la capitolul accesibilități, articolul 60 și 9, articolul 70, care obligă toate autoritățile nu să încheie un contract, să ofere în timp util informații și comunicare în limbajul mimico-gestual. Așa spune legea protecției sociale. Dacă autoritățile cred că încheie un contract cu o persoană, cu o instituție, cu oricine și sunt acoperiți în documente, în hârtii, se înșală. Pentru că este posibil să nu mai fie salvat vreunul și să moară și atunci să vedeți ce dăm cu subsemnatul cei care nu văd, n-aud și nu înțeleg că aceste persoane surde comunică prin semne și nu cu voce. O să vreau să încercăm să răspundem și întrebării pe care eu am afișat-o pe ecran, însă, doamnelor și domnilor, vreau să vă transmit două mesaje. Unul este că bătrânul violent catalogat ca fiind nebun și internat la săpoca, legat de mâini și lăsat nemâncat și căruia nu i s-a dat un dram de apă, el cerea cu disperare apă și oamenii din jurul lui credeau că cere bere. E, omul ăsta astăzi a glumit cu mine și mi-a oferit în dar o iconiță. A început să plângă în momentul în care mi-a oferit-o. Am fost extraordinar de impresionată de gestul lui, de o calmitate fără sedative, fără niciun fel de tratament, în afară de tratamentul care îi se administrează pentru problemele lui cardiace. Este foarte calm, este foarte liniștit. E adevărat, este destul de neîncrezător în oamenii din jurul lui, în sensul că până nu cunoaște bine un om cu care ia contact, refuză să comunice. Mi se pare și normal, având în vedere cum a trăit și în ce condiții a fost tratat. E, nebunul acesta mie mi-a oferit o iconiță și a început să plângă astăzi când am și plecat. Și medicilor le-a oferit câte iconiță sau câte o broșă, pentru că ieri a fost în vizită la el persoanele surde. Și i-au dus unul o broșă, unul o eșarfă, unul un suport de pix. Iar și astăzi el, la rândul lui, am zis, spune, hai, mulțumesc că diseară o să merg la televizor. Da, la campus, că el venea la asociație și urmărea știrile. Și a rămas foarte surprins așa, da, tu povestești despre mine la televizor? Da, despre tine o să povestesc în această seară, că și tu ai dreptul la viață și tu ești o persoană care nu avem lege în România să omorâm sau să catalogăm oamenii nebuni dacă nu am luat legătura cu medicul de familie. Medicul de familie nu cred că poate să spună că e un om nebun în momentul în care nu i-a administrat niciun tratament de nebuni. Polițistul, sectoristul, deci nu a fost scandal, n-au chemat vecinii poliția, nu s-a întâmplat nimic niciodată rău. Cum să cataloghezi un om că este nebun? Vecinii mai mult decât atât au rămas absolut uimiți în momentul în care au aflat că a fost internat la săpoca, pentru că el era cel care le hrănea pisicile și câinile din curți. Comunica foarte bine, deci s-a oprit la poartă un domn, nu-i dau numele, și a zis, prietene, ce faci, ce-i cu tine, hai să te ajut eu să deschizi poarta. Și el tare încăpățânat era, bătrânul, să deschide el singur poarta. Ei, deci acest nebun nouă ne-a oferit și ne-a oferit iconițe și daruri astăzi și ne-a făcut ziua mai frumoasă. Însă, în curând va fi externat, se va face bine și va pleca pe picioarele lui acasă. Numai că nu prea are unde să se ducă. Din păcate, situația lui financiară nu este una grozavă. Ca orice om a avut încredere și s-a lăsat înșelat și păcălit de alții la rândul lui, trăiește într-o cămăruță foarte mică, îngrijită, e adevărat. Însă tavanul stă să pice, geamurile sunt lipite cu scoci, din câte am înțeles. Unul chiar e din tablă, n-are nici geamuri. Deci ușa cade. Ușa cade, vine grele. Iarna, lemne nu are că i s-au fost furați banii. Omul ăsta are nevoie acum, în prag de iarnă, în prag de sărbători, de ce nu, să dovedim un pic de umanitate. Dacă aveți, dacă vă prisosește cumva prin casă, ceva ce ar putea să-i fie util acestui om, ori la noi, ori la Asociația 1 iunie, vă rugăm din suflet chiar și un așternut nou, chiar și, eu știu, ceva chiar de îmbrăcat. Chiar și un pat, chiar și un chiar frigider, și un chiar și un televizor, chiar că omul nu are nimic, deci își să dorește, trăiești își dorește da, să, mult un televizor. Să nu-i mai Asimu. Fie frig și da. Să se uite la un televizor, iar astăzi cerea apă minerală cu sirop. Da, și i-am dus apă minerală cu sirop, știu că vrei să-i duci mâine, dar am fost puțin mai înainte, pentru că ce și-a dorit, i-am cam
făcut toate poftele ca să nu fie speriat de mediul de spital și să nu creadă că lumea este indiferentă. La un moment dat chiar am zis, uite, nu mai am bani, și el a zis, da, marți, miercuri eu o să primesc salari, pensia. Că omul a lucrat, deci omul nu are nici măcar certificat de handicap. Acum am solicitat sprijin Spitalului Județean și o să solicit sprijin Comisiei de Evaluare pentru Persoane cu Handicap, pentru că deficiența de auz și comunicare verbală cu accidentul vascular, cu problemele de inimă cardiace, se încadrează într-un grad de handicap și probabil o să-i oferim o perioadă de 12 luni de zile suport. Sunt convinsă că oamenii în preajma sărbătorilor nu vor fi atât de indiferenți, deci nu suntem o asociație foarte bogată, suntem foarte săraci, dar din puținul lor, să știți că 5 lei fiecare a pus acolo și de fiecare dată am putut să-i cumpăr o portocală, o banană, am putut să-i pregătesc ceva. M-aș bucura tare mult ca acum să văd solidaritatea oamenilor. Nu cerem bani, nu cerem valori. Cerem nici nu sunt de acord cu banii, sunt de acord ca oamenii numai să vadă, să vină să vadă imaginile pe care o să le postez aici la dumneavoastră și pe care o să le aveți, și atunci o să-și dea fiecare seama ce are nevoie un bătrân. Și cred foarte mult în colaborarea cu Direcția de Asistență Socială Locală, cred sigur, pentru că am fost sunată și în timpul liber de asistent social din acest serviciu, care în momentul în care au ajuns acolo și-au dat seama, dar nu au cunoscut, deci nu le-a spus nimeni, și asta pe mine mă doare, că trăim într-o comunitate în care îl vedem că trăiește într-o cameră mică, îl vedem că are geamurile lipite cu scoș sau bătute cu tablă și trecem mai departe. Și trecem, mergem mai departe. Sunt foarte mulți care aruncă un aragaz că și l-a schimbat, sunt foarte mulți care își aruncă o pernă că și-a schimbat-o, sunt foarte mulți care își aruncă nu știu, îl pune undeva la poartă un televizor că nu-i mai trebuie. Sunt mulți care schimbă sau lasă lucrurile. Imaginați-vă că la noi în asociație sunt oameni care trăiesc cu 272 de lei, sunt oameni demni care niciodată, deci în viața mea n-am cerșit și nu o să cerșesc pentru nimeni, vrem să vindem produsele lucrate de ei, vrem să facem o expoziție la Consiliul Județean, vrem să organizăm cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu bisericile care ne susțin, colinde cu copii auzitori, sunt deschisă profesorilor care știu că am învățat în urmă cu 2 ani copiii auzitori să cânte colinde în limbajul semnelor, să le facem bucurii celor care nu aud. Am încredere și mă gândesc că suntem în postul Crăciunului. Întotdeauna prietenul meu, aș spune, a fost, este și rămâne Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dovedit încă o dată că un om cu un puls 38 astăzi a glumit și a împărțit celor care i-au asigurat asistența medicală și sau cum să vă spun, i-au dat dovadă de grijă, da, de faptul că le pasă. Da. Da, oameni care la început au zis, da, ne scuipă, păi dacă nu vorbea și n-avea cum altfel, deci nu știa, el scuipa medicamentul și a spus, măi, el n-avea niciodată medicamente, n-a fost la medic, măi, medicamentul ăla, de ce, trebuia să-i spun care e numele la medicament, de ce, le-a punea, spunea poc, poc, poc inima, e, vezi, pentru poc, poc, poc inima, pentru aia e medicamente, se uitau la aparatele acolo, auzea, el este hipoacuzic, nu este surdomut. Că surzii sunt surzi care vorbesc, se întreabă lumea cum. Da, sunt surzi care au labiolectura foarte bine dezvoltată, sunt persoane care nu aud, dar care vorbesc și nu aud ce vorbesc. Surdomutitatea sau deficiența de auz și de comunicare verbală este complexă. Da. Da, am demonstrat în această seară, din fericire, am reușit să demonstrăm că lipsa de comunicare riscă să ucidă. Dar dacă vom rămâne în această nepăsare, vom ajunge să vorbim despre faptul că lipsa de comunicare ucide. Să sperăm că altă dată nu vom mai avea ocazia să vorbim despre aceste lucruri, că toate instituțiile vor lua măsurile necesare pentru a putea comunica cu aceste persoane care au la fel de multe drepturi și obligații ca și noi, cei care auzim, vorbim, putem merge și așa mai departe. Nu doar în spital, aș vrea să punctez că nu doar în spital se poate întâmpla să moară un om. Se poate ca poliția să ajungă undeva și să nu poată să comunice cu el. Se poate ca pompierii să ajungă undeva și să nu poată să comunice cu el. Deci toate autoritățile sunt obligate să respecte Legea Protecției Sociale 448/2006, articolul 69, articolul 70. Nu vreau să văd contracte încheiate, vreau să văd servicii pentru surzi. Eu nu vreau să văd niciun contract încheiat. Vreau să văd persoana de la ghișeu, de la relații cu publicul, dactilând. Asta vreau să văd. Înainte de a pune punct emisiunii noastre, vreau să vă citesc un mesaj venit din partea unui telespectator. Felicitări pentru doamna Ionica, este o luptătoare și face mult bine, multă sănătate.
Și putere, vă spune un telespectator. Același lucru vă transmitem și noi, multă sănătate și putere să vă dea Dumnezeu. Mulțumesc și eu. Am întâlnit în spital, în salon, nu întâmplător, doamna care avea nevoie de rampă și familia ei, pe care am reușit. Deci nimic nu este întâmplător pe lumea asta și la fel m-am bucurat să văd că îmi spune un mulțumesc, doamna și familia. Am întâlnit în spital, iarăși o parte din familia unui medic care era aici la dumneavoastră pe scaunul meu și căruia am pus o întrebare despre psihologia surdului și cum se comunică. Nimic nu este întâmplător și cred într-o echipă, cred în Dumnezeu, cred în oameni. Cred că nu suntem chiar atât de lași să trecem nepăsător pe lângă o problemă a unui om. Și eu sper. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această după-amiază. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. În continuare vă las în compania colegului meu, Auraș Tereacă, după care la 19:30 ne reîntâlnim la Jurnalul Campus TV. Până atunci ne luăm la revedere!